planul Ministerului Justiției de a da banii confiscați de la infractori victimelor unor infracțiuni. A fost semnat un acord important chiar săptămâna aceasta, s-a semnat joi un contract cu operatorul care va emite aceste vouchere și victimele pot primi până la 16.500 de lei. Cine sunt beneficiarii care pot primi banii confiscați de la infractori? Persoane asupra cărora a fost săvârșită o tentativă de omor, vătămare corporală, persoane care au suferit răni în urma unor infracțiuni, victime ale unor violuri și agresiuni sexuale, victime ale traficului de minori și de persoane. În sfârșit se încearcă așa, se face un pic de dreptate în sistemul ăsta de justiție. De ce spun asta? În momentul în care s-a săvârșit o faptă, toată legislația este îndreptată asupra inculpatului. Inculpatul are dreptul să nu fie, interogat fără avocat, are drept la tăcere, are dreptul să consulte și așa mai. Toate drepturile posibile îl vizează pe inculpat. Însă cu victima a fost lăsată și încă este lăsată de izbeliște. Ba, dimpotrivă, victima suportă niște consecințe fabuloase, aș putea spune, de foarte multe ori, din partea familiei inculpatului. Este amenințată, este influențată, este speriată, nu are un sprijin real și așa mai departe. Da, această formă de a da imediat niște bani victimei pentru a o ajuta, mi se pare un act minim de echitate pe care statul român a început iată să-l facă. Însă eu aș spune că cu proiectul ar trebui să meargă mai departe, să-i stimuleze pe cei care, să spunem, au cunoștință în legătură cu săvârșirea unor infracțiuni să formuleze denunțurile, iar din prejudiciu recuperat să primească o sumă înapoi. În alte state se întâmplă acest lucru și acum am să ne transformăm așa într-o nație de turnători? Da, sigur, nici asta n-ar fi bine, pentru că delațiunea nu este o virtute adevărat, dar pe anumite segmente, de exemplu al defrișărilor ilegale, eu aș fi absolut de acord, pentru că acolo este o problemă și avem nevoie de a stimula, de a încuraja pe cei care știu, au astfel de informații și, de exemplu, le-ar putea denunța. E un pas. Sunt 300 de vouchere alocate pentru acest an 2024. Asistența juridică pentru victime, pentru obținerea acestor bani până la 16.500 de lei sub formă de vouchere este gratuită, anunță Ministrul Justiției. Sunt niște pași care trebuie urmați. Se depune o plângere la poliție, apoi trebuie să ducă victima la tribunal, apoi o comisie de la tribunal analizează dacă e îndreptățită să primească. Eu nu vreau să dau idei, dar s-ar putea cineva să conteste legea la Curtea Constituțională, pentru că în momentul în care indemnizezi înainte să se finalizeze procesul, să zicem, victima ce formulează o acuzație față de o anumită persoană, înseamnă că te antepronunți. Oarecum, dacă ai dat despăgubirile, înseamnă că recunoști fapta și înseamnă că oarecum îl recunoști și pe făptaș. Oare ar trebui oarecum temperată norma în așa fel încât să îmbine ambele interese, și prezumția de nevinovăție, dar și interesul imediat al victimei.